Într-un orfelina din Londra, când directoarea se duce să închidă ușa, vede o revistă pe jos. Așa cu ea, dar uită să încuie ușa. O fetiță, Sophie, stă sub pătura de pescări și așteaptă ca directoarea să meargă în camera ei înainte de a încuia ușa. După ce o încuie, se apropie de ceas și schimbă ora la 3. Apoi se duce la biroul directoarei pentru a duce scrisoarea, dar deodată aude un zgomot și merge să verifice. Afară, Sophie vede niște bărbați beți, așa că îi ceartă și le spune că va chema poliția dacă nu pleacă. Apoi stinge lampa și închide ferestrele când bărbații pleacă. Când Sophie se întoarce în camera, trece o umbră ciudată pe care Sofie nu o vede. În pat, Sofie începe să citească o carte. După un timp, o aude pe directoarea apropiindu-se de cameră și stinge lanterna pentru a nu fi descoperită. Când pleacă, Sofie începe din nou să citească, dar aude un zgomot care o sperie, așa că se duce la fereastră să verifice. Dar își dă seama că sunt doar pisicile. În timp ce Sofie se uită la pisici, vede o mână uriașă care ia coșul de gunoi. Sofie îl privește pe uriaș în ochi, apoi fuge și se ascunde. Dar deodată uriașul bagă mâna pe fereastră și răpește cu pătura și cartea. Traversând Londra, Sofie este înfășurată în pat și vede trucurile pe care uriașul le folosește pentru a se ascunde de oameni. Uriașul începe să fugă până când ajunge lumea uriașilor și apoi într-o peșteră, care pare să fie locuința lui. Uriașul o atârnă pe Sofie de un copac și taie o legumă ciudată, numită Znos Camber, pentru a pregăti cina. Sofie sare din pătură și încearcă să scape. Are dificultăți în a deschide fereastra, având în vedere mărimea ei, dar în cele din urmă reușește. Lovește un degetar cu piciorul și aproape că îl scapă jos. Uriașul nu aude până când nu lovește uneltele de cusut, alertându-l. Uriașul îi spune că nu poate pleca fără aripi. Apoi Sofi îl întreabă unde este și el îi spune că se află în lumea uriașilor, dar Sofi nu crede că un astfel de loc există. Bruce caude alți uriași. Sofi se sperie și roagă pe uriaș să nu o mănânce, dar el îi spune că nu mănâncă oameni. Sofi îi spune apoi că răpit-o și uriașul îi răspunde că cu siguranță părinții sunt îngrijorați. Dar Sofi îi spune că a luat-o dintr-un orfelinat pe care i-a urăște pentru că directoarea are multe reguli stricte. Uriașul îi dă înapoi ochelarii și Sofi îl întreabă dacă ceilalți uriași sunt la fel de amabil ca el, dar el spune că ceilalți mănâncă oameni. Uriașul îi spune apoi că răpito ca să nu zică Mănui, că a văzut un uriaș. Dar Sophie promite că nu va spune nimănui, chiar dacă uriașul nu crede și îi spune că își va petrece viața acolo. Apoi o acoperă și o pune în cuibul corbilor, amintindu-i de și mâncător de oameni dacă ea încercă să scape. Sofie vede apoi ceva luminos într-un borcan și îl întreabă ce este, iar gigantul îi răspunde că sunt vise. Sophie îi spune că nu poate dormi, așa că el începe să citească cartea, surprinzând-o. Sofia doarme în cele din urmă. Uriașul merge într-o cameră în care a prins toate visele și se joacă cu niște borcane. Sophie se trezește și scapă pe fereastră, afară din pește dar este oprită de un uriaș care încearcă să o mănânce. Își vede prietenul și îl roagă să o ajute, dar el închide ușa și este mâncată de uriaș. În acel moment, se trezește realizând că totul a fost un vis. Ea înțelege că uriașul i-a provocat visul și îi spune că nu trebuie să fie atât de înfricoșătoare. El îi reamintește încă o dată că poate fi capturată dacă ceilalți uriași o văd. Apoi un alt uriaș, Flash Lampeter, Peter, intră în casă și îl întreabă cu cine vorbește, în timp ce Sophie se ascunde. Flash Lampiter spune că are o tăietură și că vrea să fie tratată. Între timp, Flash la Peter simte un miros și îl întreabă dacă are un animal de companie. El încearcă să-i distragă atenția, în timp ce Sofie intră în dovleacul de pe masă. Fleșlăn Peter începe să miroase în jurul mesei, până când uriașul îi oferă o legumă, pentru a-i distrage atenția. Dar, în timp ce Fleșlăn Peter încearcă să muște, uriașul vede picioarele lui Sofie, așa că, pentru a opri, îi reamintește că îi place să mănânce oameni și nu legume. El aruncă dovleacul la pământ și încearcă să-l calce în picioare, dar este distras. În cele din urmă, el pleacă, după ce a luat o băutură. Uriașul ia leguma și o pune pe masă, permițându-i Sofiei să iasă. El o duce apoi în locul secret în care păstrează visele, apoi o ajută să se spele și îi dă niște haine. Oia din nou și intră în cameră, unde Sofi îl întreabă ce face. Gigantul îi spune că este un secret, dar Sofi îl convinge să-l dezvăluie. Uriașul îi spune că fură visele și le pune într-un spațiu gol dintr-un copac, pe care l-a creat special pentru ele. Iar Sophie cere să o ducă acolo, dar el o refuză. Sophie îi spune că dacă rămâne în casă oricum va fi mâncată și după mai multe încercări îl convinge. Afară, Uriașul îi spune că trebuie să treacă pe lângă giganții adormiți fără să facă un zgomot, dar el este capturat de fleșlampiter și Sophie cade. Apoi se ascunde într-o mașină, aruncând Pătura. Între timp, Uriaș îl transformă pe prietenul lui Sofie într-o minge și la aruncă. Apoi au mașinile, inclusiv cea în care stă Sofi. Mașina în care stă Sofie este transformată într-o rolă, în timp ce prietenul este pus pe altă mașină, apoi este împins. Fata știe că se vor lovi, așa că mișcă vehiculul de parte de celălalt. Uriașii se distrează până când începe să plouă. Se adăpostesc, permițându-i uriașului să ia pe Sofie înapoi și să plece. După ce pleacă, unul dintre uriaș găsește pătura lui Sofi și după ce o miroase, își dă seama că acolo este o ființă umană. Sofi și gigantul traversează apoi un grup de nori și ajung în tărâmul viselor, unde este deja noapte. Uriașul îi spune apoi lui Sofie că poate auzi stelele, plantele și animalele, datorită urechilor sale mari. El îi spune că a fost numit Uriașul prietenos, apoi se aruncă într-un lac și îi spune fetei să vină după el. Când ies din lac sunt uscați, acum sunt în locul în care Uriașul prinde visele, dar există un vis pe care nu-l poate prinde, așa că sofie îl ajută și în cele din urmă reușește să-l prindă, apoi îi permite să-l pună în borcan. Visul desenează chipul Sofiei, apoi o încurajează să prinde mai multe vise. Sofia găsește un vis roșu pe care uriașul îl ia, spunându-i că este un coșmar. Sofia îl întreabă ce spune coșmarul, iar uriașul îi zice: Uite ce ai făcut, nu va exista iertare. Marele uriaș prietenos dispare, înspăimântându-o pe Sofie. El a părăsit lacul, apoi se apropie și o trage afară. În timp ce ies, Sofie decide să numească BFG, apoi merg la Londra, unde gigantul distribuie visele prin case. Cere sfatul Sofiei dacă să dea un coșmar sau un vis, dar Sofie spune să-i facă pe toți fericiți, așa că el distribuie vise plăcute. El îi spune apoi Sofiei că este la fel de bătrân ca pământul și că uriașii nu au părinți. De asemenea, îi spune că poate simți inimile copiilor, inclusiv a ei. Când ei părăsesc Londra, observă că și și sunt acolo. Se pare că au răpit și ființe umane. Sophie cere apoi pătura și își amintește că a lăsat-o în țara uriașilor, îngrijorându-l pe BFG. Deodată, Sophie se trezește din somn în fața orfelinatului. Ea a dormit și îl întreabă pe BFG de ce i-a dat un vis. Ea țipă până când el apare și îi spune că a lăsat pătura în țara uriașilor și ei știu că a fost acolo. Îi spune că nu mai este în siguranță cu el, dar nu este de acord. Îi povestește apoi despre băiatul care de o jacheta pe care o poartă. Spune că băiatul a văzut în timp ce lucra și l-a dus în lumea uriașilor. BFG îi spune că uriașii l-au găsit și l-au mâncat, iar el se simte vinovat. Sophie îl urmărește și îi spune că nu este frică, dar el pleacă. Sophie se întoarce în camera ei și îi spune lui BFG că poate auzi chiar și cele mai slabe sunete. Apoi se duce pe balcon și spune că îi simte prezența, așa că sare de pe balcon, dar el o salvează. Se întorc în țara uriașilor, în timp ce Flashlamp Peter îi vede. Sophie spune că au nevoie de un plan și l-aude pe Flash intrând. Flash Peter intră cu ceilalți și arată pătura fetei lui BFG. Uriașa dulme că pătura și o caută pe Sofie, distrugând laboratorul. BFG încearcă să oprească și le spune că uriașii erau pașnici, dar Flash la îi spune că cele zile au trecut. Ea merge prin laborator în timp ce uriașa o caută, apoi merge într-o cameră din copac, aparținând băiatului care sta cu BFG. Flash la Peter caută prin cameră și BFG se înfurie, așa că ia o bară de metal fierbinte și atacă pe uriaș. Flash la ia bara, dar BFG o găleată cu apă și o folosește pentru a-l da afară, spunându-i că este o insultă la adresa uriașilor. Ea vede o grafia reginei în camera băiatului și se gândește la ceva. Între timp, BFG se plimbă prin laborator, în timp ce fata își lasă jacheta pe pat. În timp ce BFG vorbește singur, Sophie zice că are un plan și îi spune să meargă la regină și să-i ceară ajutorul. Așa că lucrează cu vise nevătămate pentru a da unul reginei. BFG scoate un coșmar și l amestecă cu diferite vise menționate de Sophie. Îl pune într-un borcan și Sophie spune că va apărea în fața ferestrei și îi va spune reginei că este umilul ei servitor. BFG refuză, dar în cele din urmă se duc la Buckingham Palace. În timp în ce merg, BFG ascultă respirația tuturor pentru a ști unde este regina. Ei ajung în camera reginei și el deschide fereastra. El folosește aparatul său special pentru a pune coșmarul în camera reginei. Visează uriaș și se trezește șocată a doua zi dimineață. Maria, servitoarea reginei, intră în cameră și reginei spune că a avut un coșmar. Domnul Tibbs, majordomul reginei, intră cu micul dejun, pognește din degete și câiniți din cameră. Regina spune că a visat uriaș și care mănâncă oamenii. Apoi au răpit copiii și au mâncat. Maria se uită pe ziar și observă că au dispărut mulți copii. Reginei nu-i vine să creadă ce fac uriașii și ordonă Mariei să tragă draperiile. Apoi o văd pe Sophie la geam. Regina spune că a visat-o, iar Sophie spune că BFG, pe care îl consideră cel mai bun prieten, se ascunde în grădină. Domnul Tibbs le ordonă paznicilor să fie atenți, dar Regina și amintește de coșmar și știe că Sophie și BFG au nevoie de ajutorul ei. BFG iese dintre copaci și Sophie amintește de promisiunea ei, așa că domnul Tibbs ordonă paznicilor să se retragă. BFG se apropie de fereastră și îi spune reginei că este servitorul ei. Regina contactează apoi mai multe persoane, în timp ce Maria îmbracă pe Sophie. Intră în sala de mese cu Sophie, iar majordomul aduce uriașul în clădire. Se pregătește să mănânce, iar BFG stă așeza pe un pian. Majordomii folosesc o scară pentru a ajunge la masa uriașului. Uriașul gustă din mâncare și spune că nu va mai mânca niciodată Znoscamber. Apoi dau cafea, dar o scuipă pentru că nu-i place. Domnul Tibbs îi spune apoi reginei că generalii au sosit. El le spune că au o singură șansă să intre în țara uriașilor. Îl întreabă pe BFG unde este țara, dar uriașul îi răspunde că nu este pe hartă și îi toarnă băutura lui. Regina se ridică și spune că se duc în țara uriașilor. BFG fuge, iar militarii îl urmăresc. Acesta intră în nori și radarul elicopterului începe să nu mai meargă bine. Ei trec de nori și așteaptă ca BFG și Sophie să intre în casă. Sophie îl întreabă dacă are un plan și le ia coșmarul pe care l-a capturat. Spune că îl va folosi pe uriaș și dacă funcționează, se vor trezi zi cu remușcări pentru tot ce au făcut. Sofi și vede visul într-un borcan pe care scrie o dorință de inimă. Ei stau afară în timp ce uria și dorm și -a întreabă despre visul ei. El îi spune că va avea mult succes și puțină disperare în viața ei și își va aminti mereu de faptele bune. El întreabă dacă o va auzi în continuare și el îi amintește de urechile sale uriașe. Sofia atinge degetul mic și spune că este momentul. BFG își dă seama că și-a lăsat aparatul în clădire și Sofia coșmarul. Aleargă la giganția dormiți și unul dintre ei se trezește în timp ce încearcă să deschidă borcanul. Ea sparge borcanul și coșmarul începe să intre în ei, făcându-i să se sperie. Cu toate acestea, Flash la împiedică intrarea coșmarului și încearcă să o lovească pe Sophie, dar BFG îl oprește. Îl ia pe BFG și încearcă să o lovească, dar sosește armata. Armata îi capturează pe uriaș, în timp ce Sophie fuge pentru a nu fi lovită. BFG o prinde, în timp ce Flash la se apropie de ea și este luat. Sophie spune că îi duc pe uriaș pe o insulă izolată și aruncă în apă înainte insulei. Apoi lasă semințele ca singura mâncare pentru ei. Sophie este adoptată de Maria și o trezește. Ea îi spune că a avut un vis în care l-a văzut pe BFG. Ea a văzut grădina frumoasă și interiorul casei, unde a pregătit o mâncare mai bună. Ea spune că vorbește cu BFG când este singură, pentru că el ascultă mereu. Îi urează o bună dimineață, iar BFG o aude din casa lui și zâmbește. Abonați-vă pentru mai multe videoclipuri ca acesta, activați notificările și lăsați un like pentru a ajuta canalul să crească. Mulțumesc pentru vizionare, arrivederci!